Bravo! Bravo, Ilie! Bravo, Alexandra! Mulțumim frumos pentru aparat. După cursa, trebuie să zic două. Ia vino, hai. Bravo. Și acum, maratonul s-a încheiat. Și acum strigătul de luptă al maratoniștilor din România. Hip, hip, ura! Ura! Hip, hip, ura! Hip, ura! Hip, ura! Hip, ura! Ura, ura! România! Trăiască România! Bravo! Trăiască Roșia Montană! Maratonul la Roșia Montană, maratonul cunoștinței s-a încheiat. A fost așa cum ne-am așteptat, un maraton deosebit. Doamna Diță ne-a dat dimineață startul din America și a ținut promisiunea și am intrat la ora 7, am intrat în direct și o campioană olimpică care i-am dedicat o parte din acest maraton a fost alături de noi, ne-a urat succes în cursă, să terminăm cu toții maratonul cu bine. Înainte de cursă a fost la biserică unde preotul localității a cerut o tușură în memoria acelor români care s-au jertfit în aceste locuri. Și o slujbă pentru noi maratoniștii ca să ajungem cu bine la finish. Au fost patru concurenți din străinătate, din Japonia, din Spania, din Franța și din Camerun. Am fost mulți. Dar toți care au venit aici, au venit pentru cauza Roșia Montană, au venit pentru a transmite un mesaj pentru o alergare de 42 de kilometri, care ne-a întrebuințat pe toți la maxim, am dat și ultima picătură din noi. A fost un maraton foarte greu, cu urcare, cu o diferență de nivel de 1200 de metri. Un maraton care eu cred că este mai greu decât maratonul de la Atena. Așa am considerat. Și mulțumim și toți celor care au fost alături de noi la acest maraton. Mulțumim Biostar. Mulțumim Facea Mama România și Clubul Eco Alpin. Mulțumim Ilie Roșu, care forța, da, forța care dă energia să ducă mai departe maratoanele pe care le-am făcut. Și astăzi am alergat din dragoste cu familia ei și am spus, da, drepturilor naturii, naturii, natura. Natura este o ființă vie și Roșia Montană este și ea o ființă vie. Astăzi am alergat un nou steag, un steag UNESCO. L-am luat în cursă întâmplător. Se pare că aici s-au făcut multe hârtii pentru ca această zonă să fie în patrimoniu UNESCO. Ceva s-a întâmplat, nu s-a reușit și eu l-am luat acest steag. Ideea că poate în timp această zonă va fi mai protejată. Astăzi am dus cu mine steagul Uniunii Europene, am dus pentru a 36-a oară. Steagul României a alergat azi cel de-al 65-lea maraton. Și un nou steag, steagul pentru drepturile naturii, este un steag care are un glob, un centru, glob pământesc. Se pare că această mișcare și-a propus ca să obțină la ONU semnarea unei petiții care să considere natura o ființă vie și să lupte pentru drepturile pământului. Se pare interesant și noi aici suntem o bucățică din pământ și am venit astăzi cu inima deschisă ca această zonă să rămână așa cum este. Și ca la anul, să venim din nou în această zonă și să organizăm ediția a treia a acestui maraton. Pentru mine astăzi a fost un moment deosebit, a fost cel al 75-lea maraton. Eliza,
scuze. A fost cel de-al 75-lea maraton pe care l-am alergat și o să continui lupta. Maraton 100 este ținta mea și... Haide că trebuie premiat. N-a fost că... Băi, adu-mă, adu-mă. Veniți aici, premiat. Iar și acum, primesc și eu bine meritata medalie. Medalia pe care... Aici.